că în Consiliul Local Simeria nu există în ultima perioadă ședință în care să nu iasă scânteii în urma unor decizii luate de către primarul urbei, ori de către consilieri, nu mai e nicio surpriză. Dar că potrivit lui Emil Râșteiu sunt aproximativ 100 de elevi de la școlile din Simeria care vor migra la unele unități de învățământ din Deva sau în alte localități, poate fi un semnal de alarmă. Cel puțin, fostul edil al Simeriei spune că de vină pentru această decizie a părinților ar fi și faptul că proiectele de reabilitare a școlilor bat pasul pe loc, iar disconfortul creat în rândul elevilor este foarte mare. Sunt semnale, eu acum sper să nu se adeverească, dar ceea ce am primit ca informație, că sunt foarte mulți copii care au migrat de la Simeria spre Deva, astea sunt chestiuni iremediabile. În momentul în care îți pleacă copiii, greu să mai întorc înapoi. Noi am făcut tot felul de promovări și tot felul de încercări de a-i atrage pe copii să vină la Simeria din alte localități, cei din Simeria să rămână la noi și nu numai la liceu, și la clasele 5-8. Mai ales că sunt dascăli de valoare incontestabilă. Nu face mai bună școală la Deva decât la Simeria. Dar dacă crezi disconfortul ăsta de ambient, poate și cearta continuă care e peste tot și asta creează oarecare disconfort și atunci copiii migrează. Dacă apucă să migreze, eu am înțeles că e vorba de vreo 100 de copii, eu sper să fie vorba de un 10-15, să nu fie mai mult, pentru că una peste alta se vor finaliza lucrările, o să beneficieze de clase frumoase, măcar anul ăsta să finalizeze, în așa fel încât pe toamnă să fie, cum să zic, în clase în regulă, cu căldură, cu tot ce trebuie și ca mobilier și dotările, nu știu, s-a întârziat foarte mult cu dotările, au crescut prețurile.